România se cutremură. Un seism de 4 grade a avut loc în zona Hunedoara în această după-amiază, în jurul orei 16. A fost urmat la scurt timp de o replică mult mai puternică, de 4,7 pe Richter. Oamenii din zona au resimțit seismele care s-au produs la o adâncime de 5 km, în timp ce experții atrag atenția. În următoarele ore sunt posibile și alte replici. Detalii ne dă colega mea Iulia Teodorescu. Iulia, bun găsit! Ce ai reușit să afli până acum? Bun găsit! Într-adevăr, spun specialiștii, urmează, ar putea interveni replici în orele următoare, însă, pe de o parte, luând în calcul faptul că nu este o zonă în care să fie cutremure prea des, spun specialiștii, astfel ar fi șanse mici pentru ipoteza în care următorul cutremur ar fi unul mai mare decât cel de 4,7 grade. Totodată, se pare că cel de-al doilea cutremur nu a fost o replică, ci, din contră, primul cutremur a fost un preșoc pentru cel de-al doilea, astfel s-ar explica faptul că al doilea cutremur a avut o intensitate mai mare. Și vorbim de un cutremur la suprafață, ceea ce înseamnă că este un cutremur mai periculos, tocmai pentru că este cunoscut faptul că aceste cutremure de suprafață au un impact mai puternic decât cel de adâncime. Însă, după cum spuneam, se așteaptă, sau cel puțin există probabilitatea unor replici în intervalul următor. Este important de precizat, sunt două cutremure care au venit la un interval de 22 de minute, iată, într-o zonă în care, spun specialiștii în general, nu se produc astfel de cutremure. Însă, desigur, în momentul de față, acestea sunt informațiile, cu siguranță mai urmează analize. Spun specialiștii, pentru moment, în cazul unor replici, acestea ar trebui să fie mai mici. Vorba de două cutremure la interval de 22 de minute și de magnitudine destul de mare. Având în vedere, pentru zona aceasta sunt cutremure destul de mari, deci unul de 4, unul de 4,7. Și fac parte propriu dintr-o secvență. Deci faptul că au apărut două cutremure e posibil, adică e foarte posibil să avem și în continuare o anumită activitate în zonă. Se sperăm că vor fi mai mici următoarele, pentru că în mod normal ar trebui să scadă. E vorba de cutremure peste 4, care cu siguranță ar trebui să fie simțite în zonă, în zona epicentrală. Așadar, suntem atenți la acest seism produs în urmă cu foarte puțin timp în zona Hunedoara. S-a produs, potrivit Institutului de Fizică al Pământului, la doar 8 km de Hațeg, 17 de orașul Hunedoara, 31 de Simeria și 32 de km de Deva. Un seism de suprafață la o adâncime de doar 5 km. Este cunoscut faptul că seismele de suprafață sunt mult mai puternice, mult mai puternic resimțite decât cele de adâncime. Discutăm despre acest subiect cu domnul Gheorghe Mărmuranu, directorul onorific al Institutului pentru Fizica Pământului. Bună seara, domnule Mărmuranu! Da, cred că e bună ziua! Da, e adevărat, sunt două cutremure, 4,1 și 4,7. Sunt unul după altul, să știți că nu este o replică al doilea, pentru că al doilea a fost mai mare, 4,7. Deci sunt două cutremure complet distincte. E adevărat că la o adâncime foarte mică, în jur de 5 km, sunt undeva între Deva și Gura Zlatei. Gura Zlatei este undeva în munți. Deci e județul Deva, într-adevăr, dar este în partea de... sunt în munți. Undeva... Da, sunt în munți, ce mai încolo și încoace. Deci sunt mai departe de Timișoara. Deci sunt către încoace, către Valea Oltului. Nu s-au... Fiind în munți, practic, nu a afectat zona de acolo. Pentru că aceste cutremuri au efecte pe o rază de 20, 30, 40 km și nu mai mult. Suntem, dacă vreți dumneavoastră, în domeniu, pentru că au fost multe cutremuri în această zonă și acest e motivul pentru care noi avem o stație seismică la Gura Zlatei. Încolo ce pot să vă spun, că sunt niște cutremuri care au mai fost, vor mai fi și așa mai departe. Dumneavoastră, ca de obicei, optimist când vine vorba de un seism în zona României. Știți că noi avem această frică în sânge când vine vorba de un cutremur, fie el și de 4,7, iată, pe Richter. Adevărul e că 4,7 e un cutremur mai important pentru de suprafață. Francia, când discutăm, nici nu trebuie luat în seamă măcar, dar pentru cutremur de suprafață, e adevărat că e mai important, pentru că au mai fost cutremuri de, prin anul 2002, 5,7, 5,4, pe la Vojtek, în partea Banatului. Și au fost ceva probleme, undeva într-un cimitir, dar asta nu sunt relevante. Deci, partea de Banat pot fi cutremure până la 6, 6 și ceva, chiar.
iar în partea de sud a Banatului, la Moldova Veche, chiar pot fi cutremure și mai mari. Aș vrea să ne explicați puțin de ce este mai periculos un cutremur de suprafață în comparație cu unul de adâncime, ca să înțelegem exact despre ce este vorba în acea zonă. Pentru un cutremur cu aceeași magnitudine, dacă este, să exemplu, la 5 km, cum este cazul de față, aria pe care se epatizează conul acela, este baza conului, este o suprafață relativ mică, eu știu, 50-60 de km pătrați. Dacă același cutremur, tocmai magnitudinea asta, de 5,4,7, dar la 100 de kilometri, vă dați seama că conul de repartiție a energiei, deci baza acestui con, este foarte mare. Atunci poate să fie întregul Banat, Sibiu și o parte din Oltenia. Deci dacă împarți aceeași energie la o suprafață mai mică sau mai mare, e chestie elementară de aritmetică. Dacă numitorul crește, nu? Atunci raportul este foarte mic. Și atunci densitatea de energie pe metru pătrat este mult mai mică în cazul unui cutremur de mare adâncime, de aceeași magnitudine. Domnule Mărmuranu, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Așadar, două seisme produse în urmă cu scurtă vreme în zona Hunedoara, unul de 4,1, unul de 4,7. Specialiștii se așteaptă să mai apară acolo astfel de seisme și în perioada următoare.